Dragilor, azi am decis să vorbesc în calitate de părinte. Nu am fost pusă în situația în care copilul meu s-a necat, dar majoritatea dintre noi ne confruntăm cu așa ceva. Eu una nu aș ști cum să procedez în această situație, probabil m-aș panica, lucru care nu este deloc indicat. Dar pentru aceste lucruri l-am alături de mine pe domnul doctor Craiu. Bună dimineața, domnul doctor! Spuneți-mi cum ne dăm seama, în primul rând, că s-a înnecat bebelușul nostru? Da, trebuie spus că 75-80% din copiii care se înneacă și ar putea să aibă viața pusă în pericol sunt copii foarte mici. De ce? Pentru că copiii mici bagă frecvent diverse lucruri în gură și pentru că au o cale aeriană de calibru mult mai mic, deci se astupă mai ușor. Ne dăm seama că lucrurile nu sunt tocmai cum trebuie pentru că acel copil are un acces brusc de tuse, el fiind anterior sănătos, fără să fie răcit, se schimbă la față și devine discret cianotic, adică se învinețește. Nu trebuie să zgâlțim copilul, întrucât pot apărea leziuni grave neurologice. În principiu, un astfel de copil trebuie să fie sprijinit pe fața antebrațului nostru, susținând cu degetele unghiul mandibulei, deci nu punem degetele în ochi sau pe față, îl ținem cu fața în jos, antebrațul pe coapsa noastră și aplicăm cu podul palmei 5 lovituri viguroase, de așa manieră încât fiecare lovitură să-și dorească să dezobstrueze calea aeriană. 1, 2, 3, 4, 5. Dacă simțim corpul străin în mână și copilul începe să plângă cu voce, e foarte bine. Dacă nu, l-am întors cu fața în sus imediat și cu degetele 2 și 3 ale mâinii opuse, apăsăm exact în mijlocul sternului, în mijlocul pieptului. Apăsările sunt bruște și viguroase, adică dorim să creștem presiunea în torace, brusc să iasă corpul străin. Tot 5 apăsări. În momentul în care copilul devine inconștient, s-a înmuiat și nu mai reacționează, trebuie să-l punem pe un plan dur. Pe o masă, pe jos, în niciun caz în scoică, în pat, în cărucior, într-un plan moale. Deschidem calea aeriană cu aceste două degete, ridicăm bărbia și aplecăm un pic fruntea și ascultăm să vedem dacă cumva respiră. În cazul în care nu respiră copilul, deschidem cavitatea bucală. Dacă vedem corpul străin, îl scoatem. Dacă nu vedem, nu băgăm degetul în gură. Putem să astupăm complet o obstrucție parțială sau putem face leziuni în gură. În cazul în care am deschis calea aeriană și copilul nu respiră, trebuie să încercăm să dăm cele 5 respirații salvatoare de viață. Să vede cum se ridică pieptul. Dacă am reușit să dezobstruăm calea aeriană, adică dacă s-a dus un pic mai departe corpul străin, nu este niciun pericol dacă se duce mai departe, îl scoate medicul specialist ORL prin bronhoscopie, dar copilul nu moare. Cifra magică e 5. 5 lovituri în spate, 5 apăsări în piept, 5 suflări în gură. Nu s-a întâmplat absolut nimic, nu e niciun semn de viață, trebuie să strigăm după ajutor. Indiferent cine vine și un copil mic, îi spunem să sune la 112. Și până vine echipajul de ambulanță sau smurdul, noi trebuie să facem manevre de masaj cardiac. În felul următor, mâna rămâne pe frunte, acestea două degete, exact unde am apăsat, în ritm de 100 de compresii pe minut, ca frecvență facem astfel. Acesta este ritmul. E ca și cum mi-aș cânta în gând cântecul lui Bee Gees, Stayin' Alive. Este cântecul care are o frecvență de 100 de compresii pe minut. Ce facem atunci când avem un copil mai mare, de 10-12 ani? Kilogramele sunt altele, bănuiesc că trebuie să apăsăm cu mai multă putere. Da, la copiii care au peste un an și care poate să stea în picioare, manevra este în felul următor. Te-ai înnecat? Colegul meu Victor s-a înnecat cu un corp străin. O să încerc să te ajut, te rog să stai liniștit. Pun o mână în fața lui, să-l sprijin la plec un pic în față și dau 5 lovituri în spate, exact ca la copilul mic. 1, 2, 3, 4, 5. O putere mult mai mare. Da, dacă a ieșit corpul străin perfect, dacă nu, vreau să te ajut, te rog să stai drept. Pun mâinile pe la subțioară și în mijlocul burții, la jumatea distanței între ombilic
îl și vedem aici, și xipoi, pun pumnul strâns, cu mâna cealaltă îl acopăr și trag cât pot de tare înspre mine, până iese corpul străin, în felul următor. Manevra presupune strângerea burții, nu apăsarea pe piept. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații, dragilor, sper că v-am fost de folos.